Hei, salutare dragilor! Bun venit la un nou episod din Tech It cu AFG. Sezonul 2 în care învățăm despre Red Power și în care nu ne mai axăm pe Buildcraft. Un nou mod care este mult mai eficient și mult mai deștept. Și, dacă ne aducem aminte, în episodul anterior am făcut acest Retriever, acest Retrievulator, și am făcut niște cabluri de Jekt Blue Wire. A fost un episod foarte încărcat cu foarte, foarte multă informație, dar eu zic că a fost foarte benefic. Cu ocazia asta am învățat exact cum se fac și acum că știm cum se fac, hai să vedem ce facem cu ele. Noi ne aducem aminte de aceste crafting table-uri automate pe care le-am făcut aici și ne aducem aminte că aici făceam cabluri, le luam manual, le puneam ba aici, ba aici, după aia rezultatele le puneam aici și tot așa. Da? Noi în acest episod am vrea să facem chestia asta mai mult sau mai puțin automat și ne-ar trebui niște crafting table-uri. Avem tot ce avem nevoie, dar ne-ar trebui niște crafting table din astea. Uite, pe ăsta putem să-l luăm că nu are resurse înăuntru. Nici ăsta n-are. Ne aducem aminte că acestea sunt doar rețeta, dar ele nu se pot lua de aici. Unde mai avem? Uite, ele sunt aici, dar aceasta fiind rețeta, nu vor să rea alte iteme. Ah, ba da, cel făcut, evident. Cel făcut care vine aici. Ok. Câte am? 3? Mai îmi trebuie... Hai să iau aceste așa și aceste așa. Bun. Uite, încă o dată vedem. Asta e rețeta. Îl spargem și sare doar crafting table-ul. Ok. Avem nevoie de cel puțin 4. Pentru un moment. Cred că 4 ne ajung ca să explicăm una alta. Noi am vrea să ne facă circuite din aceste automat, ca după aia să ajungem și la solar panels și la alte chestii, momentan să ne facem circuitele, să învățăm cum funcționează, cum exact funcționează. Și ne-am pregătit cu niște cupru, niște cauciuc, niște tin nu ne trebuie, ne trebuie pentru... Tinul l-am luat de aici, ne trebuie pentru... baterii, cu care cu bateriile făceam aceste generatoare, ne aducem aminte. Dar tinul nu ne trebuie, cred că l-avem oricum în inventory. Deci, cabluri și cu redstone, avem redstone și fier dublu rafinat, refined iron. Așa, am pornit din nou instalația de aici, mutat în cablul acela pentru a diminua sunetul. Dar, ia aici cum o ducem. O ducem bine. O ducem bine, bine. Ciudat. Așa. Hai să vedem exact cum le plasăm pe astea și mergem în această zonă. Am mutat panourile solare. Le-am mutat aici. Ia. 2 secunde să-mi trec puțin gâtul. Altă viață. Altă viață. Simțeam că am o broscuță în gât. Așa. Deci am zis că am mutat aici panourile solare. Aceste 5. Și cu batboxurile. De fapt sunt battery boxuri. S-au umplut și bara aceasta. Și deja putem să le folosim cu aceste cabluri jacked, care înseamnă îmbrăcate. Jacked. Jacketed, care înseamnă îmbrăcate și sunt de tip blue wire, de care o să avem noi nevoie să ne aprovizionăm aceste retrievere. Dar hai să vedem exact cum funcționează. Spargem aici puțin așa. Pam, 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 pam. Ok. Hai să zicem că noi în această cutie avem cupru. În această cutie să zicem că avem cauciuc. În aceasta să fie redstone.
iar în aceasta să fie... ce m-a speriat oaia aia. Nu știu, cred că sunt foarte, foarte speriat de oi în ultimul timp. Mie să nu visez... Ia, oaia de pe deal mai e? Nu mai e. Dacă mă bag acum în Danani, că oricum se face noapte... Au, mi-am rupt picioarele. Ia, dacă vin aici, văd oaia aia care... Uite-o! Uite-o! Deci, cred că aia e oaia care mă bântuie. Uite, răsare și luna. Hai să fac puțin ani și continuăm acolo cu ce încercam să explicăm. Așa, și setasem noi aceste patru cutii. Una cu cupru, ceva puțin, ceva puțin cauciuc. Mai avem noi foarte mult acolo. Aici avem redstone-ul și aici avem fier dublu rafinat. Bun. Noi putem să combinăm aceste, să legăm aceste cutii cu acest tub nou pe care l-am învățat, acest pneumatic tub. Putem să le legăm în felul acesta. Și de fiecare dată când este nevoie, poate să ia de aici și să pună înapoi. Numai că noi nevrând să pună înapoi, cu ce spargem cu asta? Așa. Nevrând să punem înapoi, că altfel putem să ne punem o cutie de cristal cu toate patru. Dar noi vrem să avem câte o cutie dedicată pentru fiecare soi. Ne vrem să punem înapoi, putem să ne facem un 4. Hai să ne facem mai multe, să ne facem vreo 10. Că oricum ne vor trebui. Putem să ne facem niște tuburi de restricție. E, aceste tuburi de restricție dă impresia sistemului că distanța este ceva la genul 5.000 de blocuri sau așa. Bun. Ce avem noi în primul rând și în primul rând nevoie? Uite, ne punem crafting table-ul pentru crafting table, unde ești aici? Ne punem un crafting table care să ne facă cablurile. Și ca atare împrumutăm de aici 1, 2, 3 și împrumutăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de ce nu? Și zicem așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Bun. Cum ziceam, asta e doar rețeta, eu itemele le primesc înapoi. Deci, acest crafting table vrea să facă cabluri. Aceste copper cable. Bun. Ca să facă aceste copper cable, ne trebuie acest retrievulator care să zică cerem cupru dacă sunt, ia, stai să mai iau câteva, câte îmi trebuie mie? Mie îmi trebuie 3, deci dublu ar fi 6. Ok. Hai să mai iau câteva de rezervă. Ok, hai să mai iau câteva de rezervă. Că învățăm împreună cum se face. Ok, deci mie îmi trebuie aici 3 cupru și 6 cauciuc, da? E, și asta cum funcționează? În partea asta zice, dacă am mai puțin de 6, te rog frumos, adă-mi până fac rost de 6. Ca să umple aici, să aibă cel puțin 6. Să avem dublu, să avem un mini buffer, un tampon. Iar dacă am mai puțin de 12 cauciuc, adăm cauciuc până umplu totul cu cauciuc să am cel puțin 12, adică să am de două rații de cabluri de cupru. E, după cum vă explicam, ăsta cere ca nemâncatul, iar ăsta zice, mă, stop, că faci burtă, faci indigestie, faci toate alea. Ăsta, dacă n-ar fi retrievulator, pe care tocmai ce l-am pus aici, ăsta ar cere neștire. Acum, noi că avem retrievulator-ul, putem să punem retriever-ul și trebuie tot timpul în această direcție să fie. Adică, dacă eu îl pun pe ăsta
vreau să se ducă încolo, trebuie să fie în această direcție. Vedem că avem plusul acesta și o mică găurică aici. Același lucru este valabil și pentru retriever, numai că retrieverul are această găurică, dar ne putem prinde și după dunga asta aurie, de jur împrejur. Pe când acesta nu o are. Adică dacă mă uit așa de jur împrejur, ai zice că pe peste tot are aceeași textură. Pe acestea pot să le recuperez acum. Așa. E, iar acesta acum... Alo? Bun. Acesta acum ar putea să ceară. Și de unde cerem noi? De aici cerem. Ok. Și cerem pe aici. Tânc. Bun. Deci ăsta cere acum cauciuc și cupru. Cauciuc și cupru. Bun. Ce mi-ar plăcea mie foarte mult să ceară? Mi-ar plăcea să ceară ori câte una, ori când își termine rația, trece la alta. Dacă eu am o rețetă egală, pot să cer câte una din fiecare. Adică mai întâi cauciuc, după aia cupru. Cauciuc, cupru. Cauciuc, cupru. Însă eu am de două ori mai mult cauciuc, așa că nu mă interesează foarte tare. Poate să-și facă și rația, mai ales că nu este foarte mult. Adică sunt doar 12 cu 6, 18. Ok. Dacă vreau să ceară una, las pe modul acesta. Dacă vreau să ceară înneștire până-și termine rația și după aia așa, las pe acest mod. Eu pot să las și pe acest mod, că nu mă deranjează. Dacă eu acum îi dau... De exemplu, curent. Și asta fac cu aceste cabluri. Hai să dau niște curent. Pam, pam. Cu cablurile de zăpadă. Ne aducem aminte de ele, că sunt foarte, foarte frumoase. Vedem că de crafting table nu se atinge. De retrievulator nu se atinge. Dar ăsta ar vrea energie și dacă pun aici, pam, s-a atins. Bun. E, el acum... bun, uite, deja cere. Deja cere ce are nevoie. Și mai are nevoie de cauciuc. Bun. Și vedem aici că... dar a cerut prea mult. Hai să vedem de ce a cerut atât de mult. El le-a cerut practic pe toate? Da, le-a cerut pe toate. De ce ar fi cerut el pe toate? Uite, dacă avem acest retriever jammer, putem să-l scoatem și nu facem nimic cu el, fiindcă mai mult ne încurcă și după aia nu mai putem să mai scăpăm de el. Aceasta este o problemuță. Ideea este că... așa, am scăpat de el. O să ne umplem cu multe... multe gemere din acelea până ne prindem cum funcționează. Deci eu vreau 12 și dacă nu am 12, dă-mi 1. El a cerut prea multe. Dacă nu am 12, dă-mi 1. Ok. Bun. Așa. Așa, da. Bun. Deci când nu am 12, s-a mutat aici și mi-l dă pe ăla. Hai să umplu iar aceste cutii. Uite, pe asta o pun cu cauciuc, pardon, și pe asta cu cupru. Și îmi cere din astea și sper să se calmeze în curând. Uite, 12 aici, 6 aici. Când a ajuns la 6 aici se oprește. Zic că se oprește. Bun. Când se oprește la 12 aici, 10, 11, 12. Yes! Asta înseamnă că am reușit să punem o instalație complet corectă. Ceea ce e un lucru foarte bun. Și ne-a ajuns acest jammer. Eu acum, dacă îndepărtez astea, a dispărut jammerul? Super! Super! Până fac iar 12. Ia! Și nu mai am cauciuc. Ba da, uite, vine cauciuc. Cauciucul celălalt este trimis înapoi.
și este trimis înapoi în cutia greșită. De aceea e bine să avem o cutie de buffer, o cutie care să scoată totul într-o parte, ca să nu combinăm resursele din cutiile noastre cu ceea ce nu avem nevoie. Deci, acum, dacă ăla s-ar fi trimis înapoi, și problema asta ține foarte simplu de viteza cu care circulă obiectele prin aceste tuburi. Dar vedem aici că avem 12 și 6, ceea ce este perfect. Dacă mai iau încă 12, și hai să mai iau și pe celelalte, și cât fac nanii, să vedem că s-au ajuns iar la 12. Și cu mare plăcere poate să ajungă și gemerul acela acolo și iarăși cu mare plăcere restul de resurse care nu au ajuns corect pot să fie trimise în cutia noastră de cristal. Numai să nu mai fie trimise în cutiuțele noastre dedicate. Că acesta este un lucru pentru a ne planifica pe viitor. E un lucru foarte, foarte important. Ok, aici nu mai am cupru. Ar trebui să mai aduc niște resurse pentru viitoare teste. Aha, am foarte, foarte mult cupru aici. Cert e că am aici cât am nevoie. Ok. Acum mie poate să-mi ceară și din buffer. Nu e nicio problemă. Poate să-mi ceară din buffer. Ia să vedem dacă îmi ceară din buffer. Din cutia noastră pe care am pus-o acolo ca să intre totul de ce nu aveam nevoie. Ok, a cerut, mai cere și de acolo. Ale s-au trimis și s-au trimis înapoi, perfect, ok. Și? Maxim 12, te rog. Super, și aici se trimite totul înapoi, iar cutia asta fiind mai aproape, se va trimite în ea. În orice cutie, dacă puneam o cutie aici, de exemplu, asta nu se va umple decât doar dacă asta nu mai primește, fiindcă asta e cea mai aproape față de această instalație. Dar hai să spargem pe asta, nu e nicio problemă. Așa. Și asta produce într-una cabluri dacă sunt cerute. Hai să le cerem. În niciun caz nu vreau să-mi intre aici cabluri, ca atare pun un ăsta de restricție. Și cabluri normale mai avem, pam, pam. A, uite aici, destule. Ok. Nu astea. Hui. Așa. Astea. Așa. Cu cablurile normale aș putea să vin din nou încoace. Și să zic că pun un crafting table aici. Iar acest crafting table, vreau să zic așa, vreau să-mi pună cabluri, să-mi ceară redstone și să-mi ceară... Ok, și să-mi ceară refined iron pe care l-am aici. Și dă să mai am câteva la mine. Și redstone-am. Super. Deci acesta trebuie să ceară refined iron. Ok. Nu e asta rețeta? Bă, da, asta e rețeta, numai că n-am pus aici încă nimica. Super. Putem să și verificăm. Electronic circuit. Pum. Asta este rețeta. Am verificat-o. Putem să mergem mai departe. Tot timpul verificați înainte de a face vreun pas. Ca să iasă tot ok. Acum, Retrievulator-ul vrea să pună 6 cabluri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dar noi am zis că cel mai bine e să punem dublu. Ca să avem de o rezervă. Ca atare punem 12. Vrem un refined iron. Dar hai să zicem 2 ca să fie dublu. Și vrem 4 redstone ca să fie dublu. Ok. După care ne punem... Unde ești? Aici, Retrievulator. Tânc.
și vedem că s-a conectat cablul nostru, primește curent, se încarcă, vedem aici se încarcă, ăsta scade, ăsta crește, ăsta scade, ăsta crește. Da. E, în retrieverul ăsta noi avem jammer-ul, fiindcă nu ne cere nimeni cabluri. De îndată ce va cere cineva cabluri, vom primi cabluri și va dispărea jammer-ul și se vor duce astea în retriever. Și hai să vedem. Ăsta cere cabluri, da? Super. De unde le cere? Le cere de aici. Hai să nu ne atingem de acea cutiuță. Ca să facem un test, nu ne atingem de ea și o luăm pe deasupra. Și putem să și conectăm aici. Adică am conectat totul, numai să nu fie direct în cutiuță. Super. Ăsta ar da... Tânc. Ar da circuitele mai departe într-un retrievulator de... să zicem, aici. Care are un... Pardon? Trebuie puse neapărat în cu fața în cu X-ul acesta în direcția de care avem nevoie. Dacă avem acest retriever, putem să-l schimbăm, de exemplu, cu șurubelnița. Putem să-i schimbăm fața cum vrem noi. Pam, pam, pam. Numai că la ăsta nu merge. Nici cu shift-ul, nici cu nimica. Deci trebuie pus neapărat în... am făcut găurica. Așa. Tank. Bun. Și aici avem un retriever care... Nu. Avem un retrievulator care zice că eu în cutia asta vreau să am cel puțin 26 de electronic circuits. Super! Ca atare punem un retriever în față și zicem că vrem cel puțin 25. Ăsta s-a mutat aici. Și face rost de ele din țeava noastră principală. Adică putem să conectăm și aici, că intră în țeava aceasta, pac, care intră pe aici, care vine pe aici, care vine pe aici, deci putem să o conectăm aici. Doar pentru a învăța acum. Că după aia facem totul mai compact, mai frumos, dar pentru a învăța putem să ne îmbârligăm puțin. Aici vine cablul și ăsta cere acum electronic circuit și se uită după ele pe peste tot unde avem, nu avem. Fiindcă nu este această țeavă conectată. Tânc, tânc, tânc. Pe care putem să o băgăm chiar aici. Super! Deci, acel crafting table va face cabluri. De îndată ce sunt cerute cablurile de acesta, uite, ăsta a cerut 49 de refined iron, ceea ce nu este foarte bine. Le scoatem pe toate și aici zicem că vrem 1. Și a ajuns aici? A ajuns, super. Acum zicem că vrem aici 1. Și aici vrem 1. Și ele au ajuns aici. Și îmi cere de toate de care are nevoie. Aici punem niște refined iron. Și de data asta n-ar trebui să se mai ducă absolut toate, ar trebui să se ducă fix de cât are nevoie. Vedem că acele cabluri sunt scoase, iar acest căbluleț de aici se va conecta de îndată ce un circuit este gata. Uite, avem fierul dublu rafinat, avem redstone, ne mai trebuie două cabluri și încă unul și apare și s-a și dus. Ah, și n-am văzut cum s-a conectat, dar mai vedem acum încă o dată. El cere toate resursele necesare. Le cere. Aha, s-a conectat, am văzut cum s-a conectat. Și vedem aici că deja avem un circuit și al doilea este pe drum care va ocoli
totul, cum am stabilit noi așa traseul, am stabilit traseul ocolit pentru a învăța cum exact funcționează. Dar acum vom avea două. Astea 25 sunt încă aici, iar ăsta încă cere fiindcă nu și-a satisfăcut cererea. De îndată ce o cerere este satisfăcută, vom vedea acel gemer pe care l-am aruncat în apă, fiindcă nu poți altfel să scap de el. Ok. Ne mai uităm încă o dată cum... Uite, aici nu avem toate resursele. De ce nu avem toate resursele? Fiindcă nu avem destul cauciuc. Hai să facem încă o dată unde este soarele. Ok, eu o să mă duc să adun toate resursele, să umplem aici cu resurse. Aici mult cupru, aici mult cauciuc, aici redstone și aici fier dublu rafinat, avem destul. Dar ne trebuie foarte mult cupru și foarte mult cauciuc. Poate reușim încă în această seară. Tânc. Fiindcă știu că aici am cupru. 1, 2. 3. Și aici avem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Dacă eu le pun... Și cred că, având în vedere că nu mai avem destule de unde să luăm... Ne apare gemărul doar dacă avem prea... Ia să punem noi niște lumânări. Cum ar fi să punem niște lumânări? Ia uite. Lumină, 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 lumină. Bun. Hai totuși să facem niște nani să se vadă mult mai bine pe lumină, că a ieșit luna, și să vedem cum ne umplem noi de circuite fără să facem aproape nimic. Aici vine 1, 2, 3 cupru. Aici vine 1, 2, 3, 4, 5, 6 cauciuc. Și deja ar trebui să se ducă. Cupru cred că era... De ce avem iarăși atât de mult cupru? Nu înțeleg de ce avem iarăși atât de mult cupru atâta timp cât noi cerem doar 6, nu? Cert e că... Ia, dispare ăla, dispare alea. Ok. Deci am avut foarte mult cupru acolo. Cu toate că noi am cerut mult mai puțin. Dar pentru asta... Pentru asta există și o soluție. Noi știm că... Uite, vedeți ce încet se mișcă obiectele prin aceste tuburi? Avem niște tuburi foarte, foarte performante, care sunt ceva mai... Aici de ce avem redstone? Ne-a ajuns? Nu ne-a ajuns. Ok. Ăsta nu mai cere cupru. Ce a cerut atât de mult cupru? De ce s-a dus cuprul ăla acolo? Ia să urmărim noi puțin așa frumos. Problema este și de la viteza pe care o au, fiindcă aceste retrievere, ele cer până sunt satisfăcute. Dacă sunt pe drum anumite lucruri, el încă cere, nu știe că sunt pe drum. Ca atare, cu cât mai... Ia uite, iar cupru. Ăsta iese de aici și intră înapoi. Da. Dacă este pe drum resursa, el încă cere până când o primește. Dacă el vrea, de exemplu, 12 cauciuc, va cere cauciuc până va primi 12 cauciuc. Deci am avut mai devreme aici 30 și ceva. Uite, am avut 4. Ne trebuie 6. Dar nu știu de ce am avut 30 și ceva. Probabil că încă există o mică problemă, dar la acest sistem este foarte, foarte sigur și foarte eficient atâta timp cât este bine dezvoltat și intră pe roate și după aia este totul foarte bine și frumos și vedem că avem aici deja, uite, 12 circuite. Și nu ne-am chinuit noi să le facem. Dacă aceste tuburi ar merge mult mai repede, ar merge toată instalația mai repede. Și haideți să nu vă mai țin prea mult pe jar, hai să vă zic și despre tuburile respective. Avem 4 feluri de tuburi. Tube, așa. Avem acest pneumatic tube pe care îl folosim. Avem redstone tube, care este un fel de pneumatic tube, numai că transmite și semnal redstone.
Avem restriction tube pe care l-am făcut mai devreme, care teoretic nu lasă să intre înapoi, cu toate că uneori face, și avem aceste mug tube-uri. Și vedem că sunt destul de complicat de făcut. Ne trebuie două opsi din o sticlă relativ simplu și fine copper wire. Și acesta este făcut din cupru și din diamond draw plate, care acesta este făcut din iron panel strip și din diamond panel, care ăsta este tăiat în două dintr-un cub de diamant și iarăși în două. Deci cu un cub de diamant putem să facem două de astea și după aia două de astea. Se pot face și mini diamantele. Da, deci este relativ destul de scump, gândiți-vă că ne trebuie 6 și fac 8 în total, dar la un moment dat o să ne bazăm doar pe acelea. Aceste pneumatic tube-uri normale o să fie istorie. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like și un subscribe. Sper că v-a ajutat. Pe mine chiar m-a ajutat foarte mult să fac acest episod. Am învățat și eu multe odată cu voi și o să învățăm și mai multe împreună. O să facem un lucru foarte frumos în viitorul apropiat. Dar în următorul episod nu o să apelăm la Red Power, ci o să ne înlocuim puțin acest jetpack, o să-l facem ceva mai eficient. O să trecem din era jetpack, unde zburăm, și dacă n-am apăsat bine, ne-am rupt picioarele, și dacă n-avem nici cizme de cauciuc, putem chiar să murim. Și ca tare ne facem un instrument ceva mai drăguț, cu care să putem să zburăm, dar mai eficient. Vă mulțumesc mult! O zi bună vă urez! Pa, pa!